Legat de meciul cu Rapid, meci important pentru mine, pentru toată suflarea petrolistă, ținând cont de rivalitatea dintre aceste două echipe, mai ales că am avut și eu o întâlnire neprogramată cu suporterii la ultimul antrenament sau joc școală care l-am avut, în care ei și-au exprimat dorința ca jucătorii să dea totul pentru a câștiga acest meci, că e important pentru ei. Știam acest lucru. Orice meci e important, mai ales ținând cont de obiectivele pe care noi ne le-am propus. Rapid rămâne Rapid, indiferent de problemele care le-au avut. Vedeți că am spus le-au avut, pentru că eu analizez evoluția acestei echipe după ultimul meci, care a fost un meci foarte bun. M-au făcut 60 de minute foarte bune cu Hereven. Și au jucători foarte buni. Și ei își doresc foarte mult să câștige acest meci. Deci va fi un meci greu. Noi ne-am pregătit foarte bine această săptămână. Nu avem probleme de lot, în afară de Grecu, care și el a revenit și l-așteptăm și pe el cu drag să revină la antrenamentele echipei. Am nevoie de un mijlocaș de picior stâng, pentru că nu avem. Să fac eforturi, mai avem încă 10 zile aproape. Înțelegem că Florin Costa n-are nicio șansă să ajungă la Petrol. Cine? Florin Costa. Da, pentru că e următorul. Și mai ales că noi venim după un rezultat negativ din punctul meu de vedere cu Iașu. Și știm rivalitatea care există între cele două echipe. Și dorința suporterilor noștri de a câștiga acest meci. Tot așa repede golul? Important este să fie golul la câștigător. Să vină cum a venit la alții, în ultimele minute, numai să vină.